să mergem în camera verde. Acolo, acolo este tensiunea foarte mare și Lorena Burlacu este alături de concurenți în camera verde și alături de traineri, pentru că îl văd pe Liviu acolo, evident, Liviu Pleșoianu. Acum deputat PSD este cel care îi va pregăti, o să le dea, nu știu, din secretele lui, din exact. Ce l-a făcut pe el să câștige, Lorena. Încă de aseară, Lorena, ești împreună cu ei și cu Liviu și cu Elena, o altă participantă la competiția Deșteaptă-te Române de acum 2 ani. Se simte tensiunea? E vibrația acolo în camera verde? Doamne, nu vrei să știi ce aici, m-au trecut și pe mine toate emoțiile, chiar asta le spuneam, că n-am mai avut atât de multe emoții de la primul an, din primul an de știri, cred că, nici la cel mai tare breaking news nu mi s-au trezit senzațiile astea. Concurenții, vreau să spun că așteaptă cu mare nerăbdare cel puțin să înceapă concursul, că poate așa se mai duce din tensiune. Așa cum spuneați și voi alături de mine în această seară, trainerii și concurenții pe care i-am cunoscut încă de aseară, sunt oameni deosebiți, sunt ingineri, sunt profesori, sunt elevi, actori, o să-i cunoașteți imediat și sunt convinsă că vă vor face să-i susțineți în seara asta, să-i votați și pe unul dintre ei să-l ajutați să câștige întâi România în această seară. Andreea și Liviu, veniți lângă mine, câteva sfaturi ca să mai treacă din emoțiile astea, nici nu vreți să știți ce mi-ați făcut. Chiar Ioana, care e și studentă la actorie, spunea cu doar câteva secunde înainte să intrăm în direct, băi, dar nu mai pot, ce-i tensiunea asta aici? Ce facem cu emoțiile astea? E foarte simplu, le-am spus și ieri, le spun și astăzi, sunt doar câteva milioane de oameni care se uită la emisiune. Perfect, ne-ai încurajat pe toți, ne-ai rezolvat pe toți. M-ai încurajat și pe mine, Liviu. Andreea, tu cum cu emoțiile? Că ți-au pus probleme la competiția din urmă cu 2 ani. Chiar dacă nu sunt în calitate de concurentă, emoțiile îmi pun probleme și acum. Dar încerc să-i încurajez și pentru ei să fiu un imbold astăzi. Foarte repede, pentru că știu că nu avem mult timp la dispoziție, trebuie să înceapă concursul. Haideți să vi prezint pe concurenți, îi las pe ei să-și spună numele și câteva cuvinte rapid despre ei. Bună seara! Bună seara! Sunt Gabriel Velcu și vin din Arad. Mă bucur, sunt onorat să particip la cel mai faimos concurs al momentului, întâi România. Mult succes! Rareș! Da, exact, sunt Rareș din Huș, județul Vaslui și mi-e foame. Echipa mi-a spus din spate să mănânc ceva, că va dura mult. Asta e situația, n-am mâncat, dar sper ca concursul din seara asta să fie cea mai bună hrană. Asta e, nici nu avem ce să-ți dăm, va trebui să te hrănești cu emoțiile. Ioana. Bună seara, da, numele meu este Ioana Ciorteanu, sunt studentă la actorie și aștept să vedem cum putem să descătușăm în seara asta România, măcar ideologic. Hai, Doamne, ajută, Marga! Bună seara, Marga sunt. Sunt specialist în comunicare și îmi doresc ca în seara asta să comunic foarte bine mesajul pe care l-am. Restul în platou sunt numărul 8 în seara asta. Te așteptăm multă baftă, Daniela, o bună profesoară seara. De limba română. La mulți ani, România, în primul rând. Sunt fericită că mă aflu aici. Am de spus ceva ce mă doare în legătură cu această țară. Vreau să fie mai bine, să trăim fericiți aici și vreau să putem, prin ceea ce exprimăm în această seară, să schimbăm. Ai emoții? Ceva, da. Lasă-le aici, pune-le pe scaun, că nici nu știi ce te așteaptă în platou. Merg mai departe, Adrian. Adrian a participat și în urmă cu 2 ani la concursul Deșteaptă-te Române și a fost destul de aproape să câștige. Adrian, ai venit de data asta să dai lovitura. Mai puțin despre lovitura, Adrian Ștefan este numele. Nu de stat. Da. Din Megidia vin, de la Malul Mării și am câteva lucruri de spus pe care data trecută nu le-am spus și de data asta sper să aibă un impact mai mare. Cel mai tânăr dintre concurenții din această seară are 17 ani și vreau să te întreb cum de-ai avut curaj să vin seara asta la întâi România. Sincer, curajul mi-a venit din dorința mea de a schimba ceva împreună cu tânăra generație care este pe drum și de aceea vreau deja să-i încurajez prin prezența mea, chiar că mi este foarte greu și emoțiile sunt foarte mari, vreau să-i încurajez pe toți să fie cât mai puternici să lupte pentru țara noastră. Baftă multă, ținem pumnii și Bogdan, tu ești primul cel care sparge gheața în doar câteva minute. Bună în seara, sunt... Câștigi în seara asta? Nu mi-am propus să câștig, nu este obiectivul meu. Sunt aici doar să reprezint o mare parte dintre românii, acei români care nu au acces la educație, care sunt săraci și eventual care nu ne pot privi în acest moment. Mulțumesc foarte mult, cam atât pentru acest moment din Camera Verde. Lăsați-ne puțin să ne treacă emoțiile tuturor, că nu mai putem. Mulțumim! Mulțumim, Lorena!